Captură uriașă de țigări de contrabandă, un bărbat de 43 de ani a fost prins cu o mașină plină cu aproximativ 15.000 de țigarete care nu aveau aplicate marcaje sau care nu erau marcate corespunzător. Marfa a fost confiscată de oamenii legii, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal. Bărbatul de 43 de ani a fost descoperit cu mașina burdușită cu țigări de contrabandă în cadrul unei acțiuni organizate în data de 23 aprilie de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la IPJ Mehedinți în timpul unei acțiuni organizate pe raza municipiului Drobeta Severin. Bărbatul transporta cu un autoturism cantitatea de 14.960 țigarete de diferite mărci în valoare de peste 10.000 de lei ce nu aveau aplicat marcaje sau care erau marcate necorespunzător. În cauză au fost întocmite acte de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, întreaga cantitate de produse accizabile fiind ridicate în vederea indisponibilizării, precizează Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți. Bărbatul va fi cercetat penal și la finalul anchetei vor fi dispuse măsurile legale care se impun în acest caz.